Salut, astăzi suntem în data de 22 august și încep pregătirile pentru plantarea pomilor de toamnă. Pregătirile încep cu executarea grupilor. Grupilor de plantare în care vor fi plantați pomii începând cu data de 1 noiembrie. Dar până atunci executăm grupile de plantare, grupi pe care le fac cu dimensiunea de 50 x 50 cm lățime și lungime și 50 de cm adâncime. Este o dimensiune generoasă de deci 50 x 50 x 50 de cm pentru că oricum pomii actuali se altoiesc la o înălțime de 20-25 de cm. Cu siguranță Adâncimea de plantare a acestor pomi va fi deasupra punctului de altoire, adică punctul de altoire să nu fie îngropat. Dar de ce le executăm mai adânci? Le executăm mai adânci pentru că voi depune în fiecare groapă de plantare și material organic, niște balegar fermentat, pe care deocamdată nu l-am procurat, dar aștept să vină acest balegar și împreună vom executa amestecul care va sta, va constitui baza pentru pomii viitori. Rolul execuției grupilor de plantare cu două luni de zile înaintea plantării pomilor este acela de a aerisi, de a oxigena pământul din profunzime, pământul de la baza grupilor, iar în acest interval, de două luni de zile, se vor dezvolta și microorganismele anaerobe, microorganisme care vor îmbunătăți compoziția solului și vor asigura o hrănire mai bună a rădăcinilor viitorilor noștri pomișori. Pământul este destul de uscat la această dată. Cu siguranță Începând cu luna septembrie și peste vreo două săptămâni, probabil vor începe și ploile să sosească și atunci pământul va fi hidratat mai bine prin aceste gropi și vom putea să plantăm cu ușurință. Astăzi am executat 10 gropi în care voi planta piersic, cais și nectarin. Atât pentru astăzi, până data viitoare multă sănătate și aveți grijă de voi!